În acest material vom prezenta noțiuni din disciplina geometrie. Este o ramură a matematicii. Geometria este, dacă privim acest slide, formată din figuri geometrice și corpuri geometrice. De fapt, geometria este un copac cu două ramuri. Geometria plană, geometria spațiu. Geometria plană conține figurile geometrice, iar geometria în spațiu, corpurile geometrice. La geometria plană vom lucra cu noțiunile fundamentale, care sunt punctul, dreapta, plan. Punctul este structura geometrică ce se aseamănă cu o urmă lăsată de vârful unui creion, bine ascuțit. Punctul nu are lungime, nu are lățime, nu are grosime. Punctele se notează cu litere mari. A, B, C, D sau altele. Se vede pe slide un punct. Este un pic mai mare, dar în acest punct s-ar putea să fie un miliard de puncte. Deci, așa ne imaginăm punctul. Următoarea noțiune cu care lucrăm la geometria plană este dreapta. Dreapta este figura geometrică ce se aseamănă cu un fir de ață, perfect întins și fără capete. Iată cum arată o dreaptă, parcă ar avea capete, dar acolo unde spunem noi că s-a terminat, de fapt nu s-a terminat, continuă până la nesfârșit. Dreptele se notează cu litere mici, ami, emi, cemi și așa mai departe. O altă noțiune cu care lucrăm, dar la geometria în spațiu, chiar și la geometria plană, este plan. Planul este figura geometrică ce se aseamănă cu o pânză perfect întinsă și fără margini. Este reprezentat un plan, parcă ar avea margini, dar nu are margini. Ne imaginăm masa biroului unde stăm și ne facem lecțiile zi de zi. Într-adevăr, acolo ar părea un plan care ar avea margini, dar nu are margini. Continuă la nesfârșit. În general, planul se notează cu literele alfa, beta, gamma și așa mai departe. Acest plan este notat cu alfa. O altă noțiune folosită la geometria plană este semidreapta. Dacă pe o dreaptă D considerăm trei puncte CAB în această ordine, diferite, aceste puncte determină mai multe semidrepte. Semidreapta AB, semidreapta AC, semidreapta CA, semidreapta BA și așa mai departe. Semidreptele AB și AC se numesc semidrepte opuse pentru că au un punct comun, un singur punct comun, punctul A, care se numește originea semidreptelor. Semidreapta are un singur capăt. Dacă spun semidreapta AB, înseamnă mulțimea punctelor de pe dreapta D, situate de aceeași parte față de punctul A și conține și punctul B. O altă noțiune cu care lucrăm la geometria plană este unghiul. Unghiul este figura geometrică care, de fapt, este reuniunea a două semidrepte închise cu aceeași origine. Iată cum arată un unghi. Unghiul e format de semidreptele închise OA, respectiv OB. Cele două semidrepte OA, respectiv OB, au aceeași origine, punctul O, și reuniunea celor două semidrepte formează unghiul, pe care îl putem citi în această imagine. AOB sau COD sau BOC sau AOD. Care sunt elementele unghiului AOB? Elementele unghiului AOB sunt punctul O, vârful unghiului. Semidreptele închise OA, OB sunt laturile unghiului. Ce este hașurat în blu, interiorul unghiului, ce este în exterior, scrie clar acolo, exteriorul unghiului. Și pe figură se specifică cine-i vârful, cine sunt laturile.
semidreapta închisă OA este una din laturi, cealaltă este semidreapta închisă OB. Unitatea de măsură a unghiului este gradul sexagesimal, cu submultipli minutul și secunda. Un grad are 60 de minute, un minut are 60 de secunde. Instrumentul de măsură al unghiului se numește raportor. Cred că toată lumea știe cum arată acest instrument. Unghiurile care au aceeași măsură se numesc unghiuri congruente. Atât despre unghi. Urmează să discutăm și clasificarea unghiurilor.